Dani este în casa băieților și este la un fel de interogatoriu. Alex îi pune tot felul de întrebări, îi cere să fie asumat, să spună pentru ce fete a intrat el în casa mireasa. Dani spunea că... l-a întrebat Alex că ce te-ar costa dacă ai face asta. Și Dani spunea, păi m-ar costa, că poate mă răzgândesc și nu ar da bine. Că de ce, frate, fii asumat și spune, uite, am intrat pentru asta și asta. Să știe și ele, să... Vroia să-l tragă de limbă și să afle cât mai multe informații de la el. Am văzut că îi lua părerea Irinei și spunea că nu le înțelege pe Alex ce problemă are cu Irina și de ce îl deranjează videoclipurile ei de pe TikTok. Ce să zic? Băieții din casa mireasa, mie, sincer, până în momentul acesta sunt o dezamăgire majoritatea băieților. Acum că a intrat și Dani, cred că Dani, Vlad, Andrei și cam ăștia sunt băieții normali.